Bine v-am găsit. Mulțumesc, Părinte Vasile, pentru prezentare. Mulțumesc și celor care au venit în această seară și pentru seara trecută. Și mulțumesc eu pentru prezența în jurul pomenirii Părintelui Teofil la 10 ani de la plecerea la Domnul al Părintelui. S-o pătesc că era de datoria noastră a celor care l-am cunoscut să organizăm un eveniment care să marcheze acești 10 ani. 10 ani reprezentând o perioadă nici lungă, nici scurtă, așa încât să ne putem decanta un pic amintirile și învățăturile primite de la Părintele Teofil și să ne gândim ce a însemnat Părintele Teofil pentru viața noastră, pentru viața Bisericii în general. Ce mesaj putem lăsa noi, cei care i-am fost apropiați, așa încât mesajul să nu fie alterat și deformat de percepția noastră subiectivă. Ce mesaj putem lăsa celor care nu l-au cunoscut și care vor cunoaște prin intermediul nostru. Sunt gânduri care trebuie să ne preocupe pe cei care i-am stat în preajmă de prin copil și sunt gânduri care ne determină să și lucrăm ceva în privința aceasta, pentru că îndemnul Evangheliei este a avea o iubire lucrătoare și îndemnul Părintelui Teofil era să avem, iarăși, să fim lucrători ai bucuriei. Deci bucuria se realizează în privința aceasta strictă a organizării evenimentului, prin strădania noastră de a ne aduna cât mai mulți în jurul învățăturii Părintelui și să încercăm să menținem în conștiința contemporaneității. În privința temei care am ales-o pentru a fi prezentată, terapia prin bucurie sau terapia bucuriei, mai scurt am gândit-o eu așa, ea a fost formulată pentru un alt vorbitor, pentru un conferențiar în adevăratul sens al cuvântului, pentru Părintele Sorin Ihalache, care vă este bine cunoscut și m-aș fi bucurat să fi putut prezenta el tema respectivă. Era potrivită pentru pregătirea lui. Și întrucât nu am mai putut ajunge în seara aceasta, am preluat eu responsabilitatea de a vorbi despre terapia prin bucurie. Titlul ales este cu strictă referire la mesajul principal al propovăduirii Părintelui Teofil, bucuria credinței, dar este și cu deschidere spre cei care sunt interesați și de alte subiecte referitoare la sănătatea lor, la sănătatea sufletească și la sănătatea trupească, mai ales pentru cei mai mulți. Întrucât terapia propune o vindecare de o anumită suferință. Sigur că foarte mulți oameni sunt interesați de vindecare, de scăparea de durere, de suferință. Și atunci terapia pusă în fața temei principale despre bucurie deja atrage interesul pentru foarte mulți oameni care, chiar dacă nu sunt interesați în mod deosebit de viața duhovnicească, de aspectele legate de maritarea în credință, sunt interesați în mod sigur de problemele concrete care îi apasă zi cu zi, de problemele legate de sănătate. Și atunci, cuvântul acesta de terapie poate trezi interesul din start. Numai că îngemânarea aceasta dintre o problemă de medicină, să-i spunem noi, și o problemă duhovnicească sau de psihoterapie mai degrabă,
de vindecare prin bucurie, poate crea și confuzie. Confuzie pe care încercăm să o înlăturăm prin cuvântul pe care o să-l ținem în seara aceasta. Terapia la care m-am gândit eu era o terapie a sufletului, în primul rând. Inițial am gândit mesajul acesta al Părintelui Teofil ca o tămăduire a sufletului, a ființei umane, printr-un mod deosebit. Printr-un mijloc deosebit, printr-o modalitate nu nouă, dar în orice caz pusă într-un mod original și unic în atenție, prin bucurie. Lucru care în biserică, în viața duhovnicească, este mai puțin accentuat. Terapia, sigur că se referă vindecarea, tămăduirea, are în vedere suferința. Există multe propuneri de tămăduire pentru omul contemporan, interesat foarte mult de suferința trupului, mai ales după anii 90, s-au răspândit foarte multe terapii de tot felul. Unele vizau cele mai multe vindecarea de boli trupești, dar veneau și foarte multe sugestii de vindecare holistică, totală, de plină a omului, foarte multe venite din zona asiatică, nu neapărat din fundament creștin, ci venite pe filieră budistă, yoghină, zen, terapie. Chiar există și o terapie zen. Erau cursuri propuse de la diferite săli de vindecare prin terapia zen. Nu mai spun de vindecările prin bioenergie, vindecările, terapiile pentru stres, pentru toate problemele omului contemporan. Unele mai puțin realiste, altele mai concrete, unele de-a dreptul fabuloase, fantastice, chimerice, propunând niște lucruri absolut imposibile. Terapii care propun, care promit o vindecare a omului de toate bolile, de toate tristețile, de toate neputințele, printr-un curs, sugerând omului că în el stă toată puterea de a se vindeca. Ceva nu tot, totul străin de adevăr, dar în orice caz foarte exagerat. Acestea sunt mesaje dintr-o zonă de influență hindusă, care veneau cu sugestia că omul este propriul stăpân și în el stă toată puterea Universului, în mintea lui, și ca atare, printr-un anumit antrenament al mentalului, omul se poate vindeca și de boli de trupești, și de neputințele sufletești, și poate să treacă biruitor și peste moarte. Sigur că lucrurile acestea pot să prindă pentru oamenii care nu au un fundament bisericesc al vieții. Pentru oamenii care încă nu au un reper creștin în viața lor. Pentru tineri care nu au, poate, experiența vieții și care experiență poate să te lămurească și să te dezamăgească cu privire la promisiunile acestea de vindecare de toate bolile pe care le-am avut noi, cei care am fost tineri din anii 90. Terapia pe care o avem noi în vedere se referă la ceea ce oferă ca nădejde viața bisericească și mesajul Evangheliei. Deci privește, în primul rând, o vindecare
a minții noastre, o vindecare de ceea ce ar putea să ne întristeze cel mai mult, de ceea ce, de fapt, ne șecântuie întreaga existență, ca o umbră peste toate bucuriile, tristețea faptului că suntem trecători, tristețea faptului că toate bucuriile noastre sunt scurte, tristețea faptului că toată viața aceasta, dacă nu este ancorată în veșnicie, este aproape o viață absurdă. Și de lucrul acesta devenim conștienți și conștiința aceasta ne taie puterea de a ne bucura de plin de ceva în lumea aceasta. Și începem să fim întristați. Întristați, poate, înainte de a ajunge la durerile și la tristețile vieții venite prin confruntările cu alții sau prin confruntările cu bolile pe care le aducem înaintea la vârstă. Devenim triști de o boală care ne este sădită în noi de la naștere. Devenim triști cu tristețea morții. Și atunci te gândești ce terapie ar putea să-mi vindece pe noi de durerea aceasta pe care o purtăm de la naștere, ce promisiune ar putea să ne facă cineva care să ne facă să depășim trauma aceasta a experienței morții pe care o avem văzând că alții mor și simțindu-ne propria amenințare. Plecând de la gândurile acestea, am putea formula niște întrebări sau niște probleme și de la ceea ce a spus Preasfințitul Sofia la seară, de la tema firescului Sfințeniei și de la câteva afirmații pe care le-a făcut întâlnindu-se pe Scriptură, că Sfințenia nu poate să fie decât firescul omului, că drumul Sfințeniei nu poate fi urmat decât pe o cale a naturalului, a ceea ce a creat Dumnezeu într-un mod firesc și simplu, și că cine merge pe calea aceasta ajunge la încadrează pe calea Sfințeniei, și că Sfințenia este și o garanție a unei sănătăți. Nu neapărat trupești. Și ne gândim dacă bucuria propusă ca modalitate de a scăpa de suferință poate să vindece într-adevăr durerile omului contemporan. Și ne întrebăm dacă un om sfânt este având sfântul bucuria vieții prin credință, dacă este un om deplin sănătos sau dacă un om creștin bucuros este sigur și un om sănătos și invers, dacă un om bolnav poate fi și bucuros, dacă un om bolnav poate fi și un om sfânt, dacă un om bolnav poate depăși boala și suferința pe calea Sfințeniei prin bucurie. Și în felul acesta deschidem într-o dată o paletă de probleme care ne deschid interesul spre ceea ce a lucrat Părintele Teofil toată viața lui la temelia vieții noastre, încercând să ne deschidă calea spre vindecare. Cei mai mulți suntem interesați, cum am spus de la început, de o vindecare a trupului. De vindecarea de boli. E și firesc, cum am spus, omul contemporan, în mod special, este foarte fixat cu atenția pe trupul lui. Mai puțini erau fixați cu concentrarea pe propriul trup cei dinainte. Nu mai spun că viața primară a Bisericii, primii creștini erau cu totul dezinteresați de trup. Dar noi suntem foarte preocupați de trupul nostru. Și așa fiind, Dumnezeu găsește totuși o posibilitate ca prin trup să
să ne atragă spre Sfințenie. Prin trup să ne deschidă calea spre mântuirea sufletului. Și ne gândim dacă o învățătură duhovnicească, o terapie, oricare ar fi ea, ar putea, printr-o propunere din aceasta de înseninare a minții, să aducă ușurare într-o situație de boală grea. Poate un mesaj de bucurie care se adresează minții noastre și inimii noastre, să reducă durerea pe care o simt eu în piciorul meu sau în coloana mea sau în capul meu, să-mi reducă durerea acută, ascultând un cuvânt despre bucurie? Altminter, dacă nu găsesc un răspuns la o astfel de întrebare, mă bucur puțin că am ascultat o conferință, un cuvânt, o predică a Părintelui Teofil înregistrată sau cei care au avut parte de ascultarea predicii când treia Părintele Teofil, mă bucur de moment și după aceea rămân eu cu durerile mele, eu cu suferința mea continuă. Se ușurează un pic suferința mea concretă în trup printr-o astfel de propunere de bucurie? Bucuria pe care mi-o propune un duhovnic, Părintele Teofil, în cazul nostru, poate să reducă suferința când m-am certat cu cineva? Poate să mă împace cu soțul sau soția sau cu copiii mei în momentul în care există un conflict major între noi? Mă ajută cu ceva în concretul vieții un astfel de mesaj despre bucurie? E o întrebare la care cei care l-au ascultat pe Părintele Teofil, în mod sigur, mare parte din răspuns la. Rămâne de văzut dacă cei care nu l-au cunoscut, prin ceea ce spunem noi, cei care l-am cunoscut, sau prin ceea ce ascultă ei sau citesc din cărțile Părintele Teofil, Părintele Teofil, pot să se edifice într-un oarecare mod. Există terapii actuale, venite mai ales pe cale de psihoterapie, înțelegând că mintea noastră, într-adevăr, are un rol important în suferințele pe care le purtăm și există terapii care propun o antrenare prin autosugestie a minții, așa încât omul să se socotească bine, sănătos, bucuros și vesel și printr-un efect, să spunem noi, placebo, să obțină și rezultate în mod concret. E destul de îndoielnic și cei care au trecut printr-o suferință mare știu că nu dă rezultat o astfel de propunere. Pentru suferințe mici, să spunem noi, că funcționează și o astfel de propunere de terapie. Terapia holistică pe care o propune medicina contemporană are în vedere și mintea omului, dacă se poate și partea lui spirituală, ne vorbindu-se strict despre suflet, ca pecetea persoanei umane, dar are în vedere și o latură nevăzută a omului și are în vedere și partea lui fizică. Și atunci se încearcă prin într-un efect invers, plecând de la partea psihică, să se determină și anumite reacții chimice în trupul nostru, în organism. Și atunci, foarte mulți psihoterapeuți au constatat că o bună dispoziție psihică determină o anumită ameliorare a unor suferințe fizice, concrete. Și s-a încercat și o fundamentare științifică prin cercetare medicală, prin chimie, a acestei constatări. Și astăzi se știe că există anumite substanțe pe care le eliberează
corpul uman, în anumite condiții de liniștire sau de gândire pozitivă, se cunosc endorfinele, care sunt numite cauzatoarele fericirii, stării de fericire în psihicul uman. Și se cunosc și anumite mecanisme chimice care produc aceste substanțe prin mișcare, prin râs, de exemplu, se eliberează multe endorfine și atunci omul devine vesel, bucuros și cu o bună dispoziție, fără să știe de schimbarea aceasta în interiorul lui și printr-un proces chimic. Poate pune la socoteală doar buna lui dispoziție la nivelul gândurilor. Există o terapie prin râs, spuneam. Oamenii sunt provocați să râdă și prin râs îi se creează o anumită bună dispoziție. Dar chestiunea e în felul următor. Poți râde forțat? Poate fi râsul provocat terapeutic la un curs de râs? Poate fi omul care este încruntat și obsedat de propriile probleme să-i fie, poate acest om să fie decongestionat și făcut să râdă într-un mod natural, care să producă acele substanțe ale fericirii, ale bune dispoziții? Într-o mică măsură, societățile occidentale și-au dat seama și au căutat o soluție din punct de vedere strict pragmatic, fiind foarte societăți foarte axate pe câștig, pe profit, și și-au dat seama că o societate bolnavă este o societate păbuboasă din punct de vedere economic, se cheltuie foarte mult cu tratamente, că tratarea unui om bolnav care și-a plătit asigurări costă foarte, foarte mult. Și atunci ei au adoptat o strategie de preîntâmpinare a bolilor și la nivel psihic de creere a unei societăți liniștite, non-conflictuale, vă spun, bazată în primul rând pe o strategie economică, ca să nu mai cheltuie atât de mult cu spitalizările, care sunt într-adevăr foarte scumpe. Și plecând de la factorul politic, printr-o colaborare cu psihoterapeuți, cu filozofi, cu psihologi, au adoptat o strategie foarte bună. Aceea ca oamenii, cel puțin la nivelul mass media și la nivelul contactului cu administrația, oamenii să fie întâmpinați cu zâmbetul pe buze. Să fie foarte amabili, inclusiv în magazine, să fie foarte generoși, să fie foarte deschiși, să nu stârnească bănuieli, să fie bine dispuși. Și să creeze astfel o atmosferă de bună dispoziție. Numai că lucrurile rămân undeva la un nivel superficial, nu ating profunzimea omului. Și sigur că pe noi nu ne încălzește foarte mult un zâmbet artificial, birocratic. De aceea, revenim la problema, la tema care ne interesează, la ceea ce a lucrat Părintele Teofil, fundamental pentru tămăduirea noastră, la tămăduirea firii printr-o bucurie duhovnicească. Ceea ce propune Evanghelia nu este o bucurie a lumii, nu este o bucurie trăită pentru lumea aceasta, ci o bucurie care cuprinde și lumea aceasta, dar izvorăște din bucuria învierii, din bucuria biruinței asupra morții, din bucuria nădejdii că avem un ocrotitor, un tată în cer, cum ar spune Părintele Teofil, și bucuriile ar fi, în primul rând, duhovnicești. Oricine dintre oamenii contemporani, care nu sunt duși foarte mult la biserică, este interesat de o astfel de bucurie. Cine se bucură de ceea ce a spus Îngerul păstorilor la
nașterea Mântuitorului, iată, vă bine vesteți vouă, o bucurie mare că vi s-a născut vouă Mântuitorul. De ce ar trebui să bucure pe un om care e preocupat doar de lumea aceasta că s-a născut un Mântuitor? Dintr-o dată, ca să fii deschis spre o astfel de bucurie, trebuie să te intereseze alte aspecte ale vieții și nu viața concretă de zi cu zi. Trebuie să ai o deschidere spre viața spirituală, spre viața duhovnicească. Ori nu sunt foarte, foarte mulți oameni interesați de viața duhovnicească. Noi știm că procentul real al celor care sunt activi în biserică este undeva la 3%, dar din aceștia 3%, câți își asumă în mod cert și radical, să spunem noi, mesajul evanghelic, așa încât să se bucure de niște lucruri spirituale. Ori pe noi ne interesează să știm dacă mesajul Părintelui Teofil despre bucurie poate, într-adevăr, să cuprindă preocuparea tuturor mai multor oameni și dintre cei care nu sunt legați de viața bisericească. Lucrul acesta este greu de stabilit, întrucât prezența persoanei Părintelui Teofil, într-adevăr, era contagioasă, cum a spus și Părintele, bucuria răspândită de el era contagioasă, cum a spus Părintele Vasile, la început. Prezența lui era luminoasă, el ca persoană putea, cel puțin pentru un anumit moment, să te scoată din toate întristările și din toate supărările și să-ți dea o lumină, cel puțin în momentul în care l-ai întâlnit. Dar Părintele Teofil nu a venit doar cu un mesaj al lui personal. El și-a întemeiat mesajul pe învățătura Sfinților Părinți, pe învățătura Sfinților Apostoli și, mai la rădăcină, pe mesajul evanghelic. A plecat de la gândul acesta că Îngerul le-a bine vestit păstorilor o bucurie mare, că Domnul Hristos i-a binecuvântat pe apostoli după ce s-a înălțat la înălțarea la cer și apostolii s-au întors înapoi în Ierusalim cu bucurie mare, că Domnul Hristos a făgăduit ucenicilor că le va da bucurie și bucuria nu o va lua nimeni de la el, de la ei, că bucuria pe care le va da Domnul Hristos ucenicilor săi și tuturor credincioșilor va fi o bucurie deplină, fără scădere. Zâmbetul pe care îl propune societatea contemporană ca o modalitate de a scoate din impas o societate bolnavă, bolnavă de toate bolile și cele trupești și cele spirituale, spuneam că este un zâmbet artificial. Mă gândesc la ceea ce Părintele Teofil a spus mai ales în partea finală a vieții, în partea de apus a vieții, că Dumnezeu ne zâmbește, cum a accentuat prea Sfântul Sofia la seară, și că noi trebuie să ne zâmbim. Și că multora le s-a părut ciudat mesajul acesta, că Dumnezeu ne zâmbește. În luna octombrie, pe 13 octombrie, este un sfânt, Sfântul Apostol, Sfântul Mucenic Carp. Și în viața Sfântului Mucenic Carp se scrie că, fiind chinuit, prigonit, aproape de moarte, el a început să zâmbească. Și cei care îl torturau au rămas intrigați. Și l-au întrebat prigonitorul, de ce râzi Carp? Și Sfântul Mucenic Carp a răspuns, pentru că am văzut slava Domnului. Un lucru extraordinar. Ca să râzi în suferință, să poți zâmbi în suferință, nu ți este de ajuns doar un îndemn duhovnicesc. Nu ți este de ajuns doar un sfat al unui părinte. Nu ți este de ajuns doar să te spovedești. Ca să poți zâmbi în suferință, îți trebuie o putere de sus. Să vezi slava lui Dumnezeu. Mă gândesc de unde a venit gândul acesta Părintelui Teofil că Dumnezeu ne zâmbește și că noi trebuie și suntem datori să-i zâmbim ca răspunsul lui Dumnezeu. Decât în aceea că și El a văzut slava Domnului. Nu-mi închipui altfel să-i fi venit gândul Părintelui Teofil că bucuria care trebuie răspândită în lume și că zâmbetul care înflorește pe fața unui creștin
Este din faptul că îi vede slava lui Dumnezeu. Dar acum rămâne întrebarea, o întrebare în picioare. Cum pot să vezi slava lui Dumnezeu? Ce a văzut Sfântul Apostol, Sfântul Ucenicar? Când a zis, a fost întrebat de ce râzi cap și a spus, pentru că văd slava Domnului. Deci dacă vezi slava Domnului, dintr-o dată treci într-o altă lume. Te bucuri în suferință. Nu mai ții cont de durerile prezente. Te scoate din sfera acestei existențe. Vezi slava Domnului și mintea ta este răpită în rai. Și când se întâmplă lucrul acesta, nu poți decât să te bucuri și să zâmbești. Să zâmbești nu sfidător față de cei care te chine, ci să zâmbești cu Dumnezeu pe care îl vezi zâmbindu-ți și făgăduindu-ți răsplata pentru toate chinurile prin care treci. Părintele Teofil a spus că a avut parte de bucurii, rugându-se, a mărturisit de mai multe ori lucrul acesta, rugându-se cu rugăciunea neîncetată, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, la un moment dat, după ce și-a curățit sufletul, i-a curățit Dumnezeu pentru o steneală sufletul de încărcările de răutate moștenite de la strămoșii lui și acumulate și prin experiența proprie. La un moment dat a ajuns la o bucurie atât de mare încât îi se părea că merge pe sus. Că nu mai pășește, ci că zboară. E un fel de a vedea slava lui Dumnezeu. În cuvântările Părintului Teofil apare foarte adesea cuvântul Sfântului Isaac Sirul, că acela este văzător de Dumnezeu, care înțelege că Dumnezeu nu poate fi văzut. Un paradox. Dar cu adevărat, văzător de Dumnezeu, ești atunci când înțelegi că Dumnezeu nu poate fi văzut. Cel care a creat lumea, Dumnezeu care este Duh, nu poate fi văzut. Înțelegi lucrul acesta cu mintea și deja devii văzător de Dumnezeu. Și felul acesta se explică cum de un om nevăzător a văzut slava lui Dumnezeu. Categoric n-a văzut-o cu o vedere fizică, cu o vedere pământească. Ci a văzut-o cu mintea, a văzut slava lui Dumnezeu în chip duhovnicesc. Și a zâmbit. M-am gândit, iarăși, după ce Părintele Teofil a spus îndemnul acesta de a-i zâmbi lui Dumnezeu, la experiența pe care o relatează Richard Wurmbrand, un pastor protestant, care a suferit închisorile comuniste și a stat și cu Sfântul Valeriu Gafen, cu Sfântul Închisorilor, în temniță la Târgu Ocna, și acolo unde aproape toți cei care erau întemnitați erau pe moarte pentru că era sanatoriu pentru cei bolnavi de tuberculoză în fază finală, terminală. Acolo fiind, a stat în celulă cu un țăran care începuse la un moment dat, vesel și cu fața senină, să le spună celor din celulă că Dumnezeu îi zâmbește. Și, cum se întâmpla de multe ori, datorită suferințelor, mulți o luau razna cu mintea, nu mai erau sănătoși întregi, s-au gândit mulți că bietul om, de atâta suferință, nu mai este de plin la cap. Și Wurmbrand încerca să descoase ce vede el. Omul acesta simplu, țăranul acesta, era foarte delicat și foarte discret în ceea ce spunea. Dar și foarte hotărât. El știa ce spune. Fiind provocat de un necredincios, un intelectual din celulă necredincios, care, în ciuda tuturor suferinților, rămânea împietrit la orice mesaj de credință, a fost provocat să spună cum vede el că Dumnezeu îi zâmbește. Și îi spune, ia spune-mi nouă, crezând că îl pune în dificultate, spune-mi nouă, cum îți zâmbește ție Dumnezeu? Și atunci omul respectiv, neputând să explice foarte multe, un om fără instrucții, și-a întins capul spre cer și a început el să zâmbească. Și zâmbind, s-a transfigurat la față, pentru că el nu făcea decât altceva decât să imite zâmbetul lui Dumnezeu. Și s-a luminat toată fața lui și toată făptura lui, zâmbind, și toți cei de față au rămas înmărmuriți, dându-și seama că omul acesta, într-adevăr, îl vedea pe Domnul Hristos zâmbind. Și lucrurile acestea mi-au fost mie de foarte multă întărire, gândindu-mă la Părintele Teofil, pentru cei care contestau
această afirmație a Cuvântului că Dumnezeu ne zâmbește și că noi trebuie să-i zâmbim. La sfârșitul conferințelor despre bucurie, care înflăcărau sângele și toți erau convinși că așa trebuie să trăim bucuroși, și toți erau bucuroși de poeziile pe care le rostea Părintele Teofil, și toți se gândeau cu bucurie la sărbătorile despre care vorbea Părintele Teofil. La sfârșitul acestor conferințe, Părintele Teofil îi readucea pe oameni cu picioarele pe pământ. Și le spunea. Și totuși, Evanghelia ne vorbește, chiar dacă ne vorbește despre bucurie, atâta tristețe în lume. De ce? Dacă mesajul Domnului Hristos pentru oameni este să nu ne temem, să credem și să ne bucurăm, să avem îndrăzneală că avem Mântuitor în cer, de ce este atâta tristețe? Și tot El dădea răspunsul. Pentru că sunt atâtea păcate în lume, iar păcatul aduce tristețe. Păcatele sunt cauza întristării noastre. Iar curăția inimii aduce bucurie. Bucuria așa are izvorul în curăția inimii. Și apoi începea să spună rând pe rând mijloacele prin care omul se poate curăți de patim, prin care omul poate să scape de consecințele păcatelor și încet, încet să-și lumineze inima și să simtă bucuria învierii. Abia după aceea poți să te bucuri de toate textele pe care le găsești, de tot Cuvântul lui Dumnezeu regăsit în Sfânta Scriptură despre bucurie. Abia atunci poți să simți ce a spus Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Tesaloniceni. Rugați-vă, bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat pentru toate mulțumiți. Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat pentru toate mulțumiți. Bucurați-vă și iarăși vă spun, bucurați-vă. Iar femeilor care au venit la pământ, Îngerul le-a adus întâmpinarea aceasta, nu vă temeți, bucurați-vă. Deci numai atunci când mintea se curățe de păcate, poate să fie transparentă la lumina aceasta a bucuriei. Altminte, bucuria rămâne un îndemn pe care îl primim de la biserică sau de la cursurile de psihoterapie, dar nu pătrunde și nu luminează viața noastră. M-am gândit eu, în mod direct, la persoana mea, fiind lovit așa de o durere de iar am gata să nu mai ajung nici aici la dumneavoastră, și gândindu-mă eu că trebuie să vorbesc despre bucurie, și m-am gândit, ce pot eu să spun acum, altora, dacă mie nu mi-ajută, să scap de durerea pe care o am, cu gândul la toate textele din Evanghelie despre bucurie și la tot mesajul Părintelui Teofil. Suferința, cum spunea, cum e scris pe coperta cărții despre cuvântările de la Sfântul Maslu, suferința se poate birui doar prin credință. Și suferința poate aduce lumină în viața omului, așa încât să-l facă să vadă lucrurile pe care nu le-a văzut până atunci. Deci suferința poate să fie o lecție extraordinară pentru pregătirea bucuriei din viață. În general, nu ne bucurăm, bineînțeles, cum spunea Părintele, din cauza păcatelor, și nu vedem binele din viața noastră. Binele pe care l-a văzut Părintele Teofil s-a antrenat să-l vadă încă din tinerețe, atunci când i-a căzut în mână o carte, Secretul Polianei, Secretul Fericirii sau Domnișoara Poliană, în care un mesaj simplu spunea că secretul fericirii este să te bucuri, să te bucuri de lucrurile mici pe care le ai la îndemână. Și a învățat secretul acesta Părintele Teofil. Părintele Vasile, la începutul cuvântului, deschidea o problemă care poate să facă ea obiectul însăși a unei conferințe, anume faptul că fericirea este doar pentru lumea cealaltă, și spunea cuvântul lui Ernest Berna, că fericirea nu-i pentru
viața pământească, ci pentru lumea veșnică. Și totuși, Părintele Teofil ne-a contrazis toată viața lui și ne-a contrazis mai ales în ultima parte, vorbind nu doar despre bucurie, cum zicea Răzvărna, că bucuria este rezervată lumea acestea, iar fericirea pentru viața veșnică. Și spunea că am venit să vă vorbesc despre fericire. Sunt un bătrân fericit. Ce-ar fi bucuria și ce-ar fi fericirea? E o temă de teologie și o temă de filozofie. Fericirea cuprinde bucuria. Bucuria nu este încă fericire, dar este un preambul al fericirii. Cine nu este bucuros în lumea aceasta, nu se știe dacă va ajunge la fericire în lumea cealaltă. Lumea de aici și lumea de dincolo, există granițe stricte între viața aceasta și viața cealaltă. Există granițe riguroase între rai și iad și moartea ca o poartă deschisă spre o parte sau spre cealaltă. Părintele Teofil ne lăsa să înțelegem că nu există. Că raiul începe încă de aici. Că raiul își pregătește omul cu ster de rai încă de pe pământ. Că împărăția cerurilor se deschide, am putea să spunem categoric, după cuvântul Sfinților Părinți, cu fiecare liturghie care spune că binecuvântată este împărăția Tatălui. Împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh nu este o împărăție de pe pământ. Este împărăția cerurilor coborâtă pe pământ. Și atunci, în schimbarea aceasta a graniților, în mobilitatea lor, putem să credem că există o fericire care începe încă pe pământ, pregătită de bucuria trăită ca nădejde în biruința asupra morții pe care a dat-o Mântuitorul tuturor celor care cred în El, că și raiul și iadul își au începutul încă de aici, cu ster de iad, prin tristeți nesfârșite și cu ster de rai. O să scurtez cuvântul pe care l-am gândit eu în seara aceasta cu gândurile pe care le-am rostit până aici, neputând să vă transmit eu neapărat bucuria pe care o transmitea Părintele Teofil, dar vrând să întăresc convingerea pe care ne-a lăsat-o nouă, că bucuria credinței poate birui și suferințele, că bucuria pe care o găsește omul în Cuvântul lui Dumnezeu poate să-l scoată din întristările acestei lumi, că putem să fim oameni bucuroși dacă ne vom bucura de bucuriile, în primul rând, pe care le dă Dumnezeu în viața duhovnicească și apoi să cuprindem cu ele și viața duhovnească. Că există bucurii firești care pot să fie creștinate, plecând de la bucuriile succesului, de la bucuriile copiilor față de părinți, de la bucuriile soților în familie, toate bucurii firești care pot să fie transfigurate și duse în rai împreună cu sufletul Mântuit. Cu aceste gânduri mă opresc și las cuvântul Părintelui Savin ca să ne descrie și mai concret pe ce s-a întemeiat viața bucuroasă a unui Părinte cu viață sfântă, Părintele nostru îndrumător, Părintele Teofil. Mulțumesc!